Bună, Iulia, ce faci? Că ai fost non-stop ocupată. Da, și mă bucur că am fost ocupată, că am fost ocupată cu proiecte foarte frumoase, care mi-au dat foarte multă satisfacție și bucurie. Ce să fac? Bine, bine. Știu că ești foarte iubită de publicul din India și vreau să te întreb așa cum te-ai simțit când te-au luat într-o îmbrățișare caldă a lor. Cum să mă simt? Foarte bine, pentru că multă vreme, probabil că n-a fost foarte, poate că publicul nu a fost foarte, foarte deschis spre cineva din afara țării care cântă în limba hindi, dar probabil că munca de atâția ani de zile și, nu știu, efortul pe care l-am făcut, cumva a fost răsplătit și am fost acceptată până la urmă de publicul din India. De uite că tu ești foarte iubită și aici și vreau să te întreb dacă nu ți s-au mai făcut oferte în ultimii ani să te întorci. Ba da, am mai avut propuneri, însă cumva nu s-au nimerit exact perioadele. Țin minte că am avut, chiar m-a părut rău de anumite proiecte pe care n-am putut să le fac pentru că deja aveam anumite turnee și aveam anumite proiecte pe care trebuia să le filmez și nu puteam să plec de acolo. Dar sper că la un moment dat să se nimerească lucrurile în așa fel și proiectul care să mi se potrivească mănușă și să revin să fac un proiect frumos aici. Ce ai adus din România în India? Spiritul meu! ce să aduc? Cred că tot bagajul pe care l-am luat de aici, pentru că am învățat foarte multe de aici. Aici am devenit ceea ce sunt și, nu știu, cred că din anumite puncte de vedere suntem destul de similari, mă refer noi și indienii. Apropo de legătura pe care ai cu familia, deși acolo e mult mai puternică și mult mai, cum să zic, petrec foarte mult timp împreună. Și asta mi se pare foarte frumos și mi-ar fi plăcut să mai întâmple și la noi așa. Dar știi cum e, copiii cresc, încep să muncească, pleacă în diverse colțuri ale lumii și nu mai petrec atât de mult timp cu familia. Un lucru care e foarte important, pentru că asta îți dă stabilitate și îți dă tocmai sentimentul ăla de apartenență, de iubire, de siguranță, într-un fel, știi? Și uite, chiar în timpul pandemiei, exact de chestia asta m-am dat seama de nevoia pe care o am tot timpul să fiu în contact cu familia mea și cu țara până la urmă, pentru că de aici îmi extrag energia. De fiecare dată când mă întorc în India, mi se spune, ce frumos se strălucește fața și se vede că ești fericită, te-ai încărcat cu oamenii tăi dragi, cu energia locului până la urmă, știi că de aici mă trag. Păi și vreau să te întreb, n-ai venit cu cineva special acum cu tine din India? Nu, n-am venit din India, vin de la Cannes. Am fost la Cannes, fusesem și la Londra înainte de asta, am avut un eveniment și, în fine, am străbătut alte destinații, da. Dar cum reușești să mai ieși viața personală cu toată nebunia asta? Cred că după pandemie, cumva toată lumea s-a focusat, nu știu, asta văd în jurul meu, toți oamenii s-au focusat pe proiectele profesionale, pentru că atâta vreme nu am putut să facem asta, da, aproape 2 ani de zile în care n-am putut să ne ocupăm de proiectele personale, profesionale și mi se pare că acum toți oamenii sunt dornici, au setea asta de a face lucruri, știi, și au devenit din ce în ce mai creativi și mi se pare foarte frumos și cumva profităm de momentele astea, că nu se știe niciodată când, Doamne ferește, intrăm iar în casă. Bun, și să zicem că la anul faci nunta, să zicem. O faci în România sau în India? Nu știu, acest scenariu nu e în mintea mea acum, nu știu ce să zic. O să decid când o să fie cazul. Nu, că te întreb, că știu că ești foarte atașată de ambele obiceiuri, cumva. Da, nu știu ce o să decid la un moment dat, când o să, nu știu, abar n-am. O să fie atunci. Ok, așteptăm vești de la tine. Mersi mult de tot!